Sănătate, numai bine tuturor, dragilor. Avem o situație aici. Cum mă duc acasă, că am făcut destul de mulți bani. Mă duc să educ la soția niște cușcuș și niște mazăre, că eu venit cheful să facă de mâncare. Doamne, ține-i năravul ăsta. Și acum vreau să discut despre o chestie. Astăzi m-am întâlnit cu nănașul meu și cu un prieten și am povestit despre situația mea, care mă urmăriți de ceva vreme, știți cam care e situația mea, cu pe cale de divorț sau nici nu știu ce îi ceartă, habar n-am. Și nănașul meu mi-a zis la un moment dat: bă, fii bărbat, mă, ia treaba în mâinile tale, cum ar veni. Cred că s-a referit să fiu hotărât. Așa cred că e. Da, într-adevăr, un bărbat trebuie să fie hotărât. Dar mă gândesc că poate s-a referit să iau cu forța cumva un pic. Și eu nu-s genul de om care să iau cu forța nimic. Și mi-au mai povestit mai mulți prieteni care o lua cu forța femeile. Practic, eu consider asta un viol. Și eu am fost capabil de așa ceva, dar nu am făcut niciodată. N-am abuzat și nu am profitat de nicio femeie care nu și-o dorit sau cel puțin o zis că nu. Când o zis nu, eu m-am oprit. Deși puteam. Că oarecum nu, ăla n-a fost chiar nu, 100%. A fost cumva nu. Na, înțelegeți? Așa că eu prefer să, dacă mi se zice nu, apoi nu. Eu respect acel nu. Și nu iau cu forța și nu bat femeile. Și pentru fiecare bărbat în parte, a fi bărbat înseamnă ceva. Poate pentru careva să fii bărbat înseamnă să-ți bați femeia. Și asta să știe de frică, asta înseamnă să fii bărbat. Pentru mine nu asta înseamnă să fii bărbat. Pentru mine înseamnă cu totul altceva să fii bărbat. Și pentru mine nu înseamnă nici să iei cu forța, nici să bați cu pumnul în masă, ca așa cum zic eu. Pentru mine să fii bărbat e cu totul și cu totul altceva. Și m-am gândit așa: bine, oare eu îs bărbat? Dacă tot povestim așa. Și m-am tot gândit și eu cred că îs bărbat. Că copil nu îs. Nu, că am copii. Responsabil îs, că am grijă de copii și de soție, dacă trebuie, am grijă și de ea. Dar dacă o zis acum, deocamdată nu, apoi nu rămâne. Și eu respect decizia ei și așa și trebuie. Orice bărbat așa ar trebui să facă. Acum stăm puțin la distanță, nu e nicio problemă. Și un bărbat, cred eu, că un bărbat se simte bărbat când femeia îl face să simtă bărbat. Femeia face pe bărbat să simtă bărbat, eu așa cred. Bine, într-o situație de asta, de familie, adică bărbat-femeie. Bineînțeles că sunt bărbați care sunt bărbați și nu au femei. Și sunt bărbați. Am întâlnit care îți burlaci, convins și ei nu vor să aibă copii, nu vor să se căsătorească și asta îi, oricât și pe, am un prieten sau cunoștință, nu știu cum să zic, dar am lucrat destul de multă vreme, am povestit mult, eu consider că e prieten, deși nu ne vedem des, și e burlac. Și e mai mare ca mine. Și el
mi-au povestit că toți prietenii lui, tăi, îi zic să se căsătorească și frate, să-i zice să-și facă copii și ăsta. El pur și simplu nu vrea și nu vrea. Și nimeni nu-l înțelege, nici părinții, nici... Și eu l-am înțeles. Am zis, bă, foarte bine, dacă așa simți tu. Eu m-am gândit așa, bă, probabil că încă nu am întâlnit persoana potrivită. Și foarte bine, că poți face multe greșeli în viață, să te grăbești, să-ți iei o persoană numai ca să fii și tu în rând cu lumea și să faci copii, că așa, așa face toată lumea și așa trebuie să faci și tu. Și să te trezești că, de fapt, trăiești lângă cineva care poate nici măcar nu iubești. Eu nu știu dacă e cazul la mine, habar n-am. Încă stau să analizez că oarecum îs un pic încă în stare de șoc un pic. Dar nu știu sigur încă ce e la mine. S-ar putea să fie o greșeală, s-ar putea să nu fie nicio greșeală. Și s-ar putea să fie doar o perioadă. Dar chestia asta cu să fii bărbat, întrebarea asta mi-am pus-o eu astăzi. Ce înseamnă? Și acum, dacă toți sunteți atâți abonați care mă urmăriți, ați putea să vă dați și voi cu părerea acolo în comentarii. Poate mai schimbăm niște idei. Eu v-am zis părerea mea ce înseamnă să fii bărbat. Și eu cred că o femeie, un bărbat trebuie să fie fericit și o femeie trebuie să fie fericită în relație. Și se vede chestia asta după cum arată și bărbatul și femeia, cum se îmbracă, cum se comportă și așa. Și eu am văzut că eu, de fapt, eu nu-s chiar fericit, pentru că am văzut că am umblat tot cu... Nu m-am prea îngrijit și asta dă un semn de alarmă. Mi-am dat seama greu, dar acum nu contează. Și văd că acum, în perioada asta, mă simt mai bine și încep să-mi revin. Încep să-mi revin pentru că nu mai am chestia aia. Știți cum zic? Am început să am un pic de grijă de mine mai mult. Așa că... Oare ce înseamnă să fii bărbat? Asta este întrebarea. A fi sau a nu fi bărbat? Aceasta este întrebarea. Cum zicea Shakespeare. Scrieți în comentarii să știu și eu. Mai mult, cât mai multe sugestii, cu atât mai bine pentru mine, să trag și o concluzie. Sănătate, numai bine, Doamne ajută!